Omul este asemenea unui pahar. Dacă acesta nu este curățat pe dinăuntru, degeaba ne ostenim să spălăm pe din afară, că nu va fi niciodată curat. Așa și creștinul. Degeaba se străduiește să-și înfrâneze trupul, căci nu va fi niciodată curat și neprihănit dacă nu-și va curăța și sufletul, adică dacă nu va dobândi castitatea și curăție inimii, ne spune Sfântul Ioan Casian. În această zi îi cinstim pe sfinții mucenici Trofim, Savatie și Doremedont. În cele ce urmează, vă invit să citim împreună textul Evangheliei zilei de astăzi, capitolul 12 din Evanghelia după Marcu, versetele 1-12. Zisa Domnul pilda aceasta. Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a stăt vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat-o neatiasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el a plecat departe. Și la vreme a trimis la lucrător o slugă ca să ia de la ei din roadele viei, dar ei, punând mâna pe ea, au bătut-o și au dat drumul fără nimic. Și a trimis la ei iarăși altă slugă, dar și pe aceea, lovind-o cu pietre, i-au spart capul și au ocărât-o. Și a trimis alta, dar și pe aceea au ucis-o, și pe multe altele, pe unele bătându-le, iar pe altele ucigându-le. Mai avea și un fiu iubit al său, și în cele din urmă l-a trimis al lucrător zicând, se vor rușina de fiul meu. Dar acei lucrători au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și prinzându-l l-au omorât și l-au aruncat afară din vie. Ce va face acum stăpânul viei? Va veni și va pierde pe lucrători, iar via o va da altora. Zisa lor Iisus, oare n-ați citit niciodată în scripturi piatra pe care ne-a săcuit-o zitorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. Și că tot să-l prindă, dar se temeau de popor, căci înțeleseseră că împotriva lor zisese pilda aceasta și lăsându-l s-au dus. Dragi frați și surori, tema Evangheliei zilei de astăzi ne înfățișează istoria poporului iudeu, dacă nu am cunoaște deloc Vechiul Testament și ne-a lipsit orice noțiune privind viața bisericii, sigur ni s-ar crea impresia că această parabolă este de o crudătate nejustificată. Tatăl ar fi putut curma situația imediat după primul incident cu țăranii. Pasivitatea lui intrigă. Lucrătorii vii vin să ia recolta, dar într-un final ei sunt luați, bătuți și lapidați. Tatăl nu intervine decât după ce toată lumea e batjocorită, bătută, măcelărită, terminând cu propriul fiu. Cine dintre proprietarii unui domeniu ar fi procedat astfel? Cu siguranță nimeni. Această pildă Mântuitorul o spune cu puțin timp înainte de patimele sale, făcând aluzie la faptul că după ce au fost omorâți prorocii care au vestit voia lui Dumnezeu, urmează și el să fie omorât. Dar și după aceasta, poporul nu va înțelege mare parte acest sacrificiu. De aceea, via va fi dată altor lucrători, adică noului Israel, bisericii creștine. Pilda ne vorbește despre prezența lui Dumnezeu în viața omului, realitatea prezenței lui în istoria umanității. Sfântul Ioan Gură de Aur zice următoarele. Dumnezeu a prevăzut că omul se va înrăi, dar dragostea lui pentru el a depășit această previziune. Da, Dumnezeu a știut că omul va lupta împotriva lui, dar și-a asumat de plin creația sa, din dragoste. Dragostea e singura lege prin care noi putem în viața aceasta să obținem ceva. E singura lege prin care noi putem construi corect relațiile interumane, în familie, la serviciu, în întreaga societate.
Dacă Dumnezeu astfel se raportează față de noi, cum ar trebui noi să ne raportăm față de El? Pilda nu are legătură doar cu ceea ce a fost, ci cu ceea ce urmează. Fiecare generație a avut prorocii săi, dar poporul nu-i ascultă în mare parte. Sunt inventate tot felul de teorii. Ateismul. Dumnezeu nu există și aparent viața devine mai simplă. Dar să nu uităm faimosul pariu al lui Blaise Pascal. Dacă Dumnezeu nu există, crezând în El, nu am nimic de pierdut. Dar dacă El există și nu cred în El, totul pierd. Ateismul treptat își pierde din forțe. Devine popular agnosticismul, care spune că Dumnezeu nu poate fi cunoscut, iar existența Lui nu poate fi demonstrată. Deismul. Recunoaștem existența lui Dumnezeu numai ca o cauză primară, dar negăm intervenția Lui în viața naturii și a societății. Pe scurt, fiecare cu drumul său. Noi nu deranjăm pe El și El pe noi. Mai trist este când omul pierde orice interes pentru a afla adevărul și funcționează ca o mașină. A avea îndoieli este firesc. A fi chiar necredincios completamente, iarăși este firesc într-o anumită etapă a vieții. Când omul însă își pierde setea de cunoaștere, atunci, aș îndrăzni să spun, se dezumanizează. Își pierde sensul existenței. Există sau nu există, nu mă interesează, nu influențează asupra vieții mele. Iată tragedia umanității. Lipsa oricărui interes pentru sacru, în epoca accesului liber și practic nelimitat la orice informație de ordin teologic. Să dea Domnul să avem puterea și credința să-L recunoaștem și să mărturisim în cele mai grele circunstanțe ale vieții noastre. Amin.